caz șocant la spitalul din Făgăraș. O gravă eroare în timpul unei operații a adus unei femei din Crihalma sfârșitul. Doctorița care a operat-o de fibron uterin i-ar fi secționat din greșeală și ureterul stâng. Dramatic este că zile bune de la intervenție nu a înțeles că pacienta sa este tot mai rău. Familia și prietenii femeii de 49 de ani sunt în stare de șoc. Viorel Grusea, primarul comunei Comâna, face parte din cercul de apropiați ai femeii și este devastat de ceea ce s-a întâmplat. Iată, Maria a fost angajată la Team Asociei de 18 ani de zile și, efectiv, ca să zic așa, am crescut împreună. Mi se pare a greșit, deci clar este o culpă medicală, dar a greșit, se poate întâmpla oricum să greșească la un moment dat. Mai grav este că, după ce s-a făcut această greșeală, medicul nu și-a dat seama de ea. Și din data de 20, adică de luni când a operat-o, și până vine când a dat drumul acasă, fără bilete de externare, toată urina de la rinichiul stâng s-a scurs în abdomenul victimei. Cu timpul ecograf și-ar fi observat această problemă și s-ar fi putut rezolva în timpul ca să nu se ajungă la decesul ei. Vă dați seama de luni și până vineri ea a stat cu urina în abdomen, opărindu-i absolut toate organele. Greșeala a fost că în timpul intervenției ginecologul i-a secționat și ureterul stâng, care leagă rinichiul de vezică. Medicul Doina Cerghid nu și-a dat seama că a făcut asta. Maria Iagăr a fost externată după 4 zile, însă acasă s-a simțit rău, așa că a revenit cu ambulanța la același medic. Pentru că situația ei era critică, a fost trimisă la Spitalul Județean Brașov. După o simplă ecografie, medicii de acolo au identificat cauza și au operat-o din nou. Din păcate, femeia nu și-a mai revenit și a murit în câteva zile. După 5 zile, deci luni, marți, miercuri, joi, vineri, toată urina s-a curs în abdomen, a trimis-o acasă, s-a dus acasă și după aceea noaptea de vineri spre sâmbătă a chemat din nou salvarea, nu putea mânca nimic, nu putea da nimic, au chemat din nou salvarea, au dus-o la Rudea, Făgăraș și din Făgăraș Brașov și cum au ajuns în Brașov, medicii de acolo să le dea Dumnezeu sănătate, imediat și-au dat seama de ce are, au tăiat-o din nou duminică dimineața, i-au sudat uretera și au pus în comună indusă, poate organismul încerca să revină, dar deja a fost prea târziu cu organele, era oferit. Ginecologul Doina Cerghid își recunoaște vina, însă nu știe să explice de ce nu a făcut nimic în condițiile în care abdomenul pacientei era plin cu urină. Reprezentanții Spitalului Aurel Tulbure din Făgăraș au deschis o anchetă internă. Dacă se dovedește că a greșit, medicul ginecolog Doina Cerghid își poate pierde dreptul de liberă practică. Potrivit reprezentanților parchetului de pe lângă judecătoria Brașov, la ora actuală se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și neglijență în serviciu.